În comuna Săboan, cea mai mare localitate rurală a județului, un fiu al satului, Daniel Robu, stabilit în Italia de 18 ani, a reușit să pătrundă în lumea exclusivistă a croitoriei de lux, Sartoria Robu, devenind unul dintre brandurile cele mai căutate pentru îmbrăcăminte bărbătească. Am reușit să iau legătura cu unul dintre cei mai apreciați croitori de lux plecați în peninsulă din dorința de a realiza un lucru important, seara târziu, aproape de miezul nopții, când acesta se întorsese după o zi de muncă în atelierul său de creație. Maestrul ne-a vorbit despre intenția sa de a sprijini înființarea la Săboan mai întâi a unei clase de școală profesională duală și apoi a unei croitorii de lux ca o oportunitate a comunei natale pe care n-a uitat-o niciodată. Deci, o clasă de școală profesională specializată în croitorie ar fi o oportunitate excepțională pentru comuna noastră și mai ales pentru tinerile generații care poate vor alege să rămână în țară. Forța de muncă este doar un aspect al proiectului. În realitate, este vorba mai ales de pregătirea unui viitor pentru tineri. În România, piața croitoriei de lux este una în formare, având un potențial imens de dezvoltare, pentru că, după Revoluție, a devenit țara de desfacere a unor confecții de proastă calitate, de regulă chinezerii. Acesta este motivul pentru care am ființat și o asociație a croitorilor profesioniști și în România. În România este piața în formare în ceea ce privește croitoria la comandă și mai ales croitoria de lux la comandă. O piață cu potențial enorm, care momentan nu este exploatată real, cum văd eu lucrurile. Jucătorii de astăzi de pe piața din România sunt comercianții care vând produse de o calitate îndoielnică. Chinezerii. Da, în acest sens am lansat un alt proiect dedicat croitorilor profesioniști, care se numește Asociația Croitorilor Profesioniști din România, despre care voi vorbi curând în România. E vorba de Asociația Croitorilor Profesioniști pentru a uita la calitate, pentru a uita la lucruri bine făcute. Daniel Robu, croitorul care în urmă cu 18 ani și-a luat lumea în cap ca miile de concetățeni plecați să câștige peste hotare, a reușit prin muncă și perseverență să izbutească strălucit într-un domeniu de mare competitivitate, acela al croitoriei de lux, impunând la nivel mondial brandul Robu și ajungând să exporte azi costume bărbătești de lux pe toate continentele lumii. Croitoria mea este croitorie bărbătească la comandă, doar croitorie bărbătească la comandă. Deci spuneați de o piață în formare, prețurile probabil la o asemenea casă de modă de lux sunt prohibitive. Deci veți avea în România sau intenționat să faceți și pentru străinătate? Nu ne referim la lon, că știm că nu-i vorba de lon la dumneavoastră, ci de croitorie de lux. Dar este croitorie de nișă, croitorie de lux. Piața mea de desfacere este în afara României. Eu în România am puțin clienți. Deci piața de desfacere este piața europeană. Și nu numai. În lumea arabă, Rusia... Daniel Robu vrea să demonstreze că în cei 18 ani de lucru în exil, un român pasionat de munca sa poate să reușească dacă este muncitor, perseverent și pasionat. Și a reușit cu brio să facă din Sartoria Robu un brand masculin apreciat pentru calitate, chiar și pe timp de criză, când afacerea sa cu haine bărbătești de lux a înflorit. Și Daniel Robu vrea să se întoarcă acasă și așteaptă ca autoritățile românești, centrale și locale, să fie deschise, sprijinind dorința sa de a include România și comuna natală în circuitul exclusivist al haute couture. În momentele de criză, croitoria la comandă, croitoria de lux, nu a simțit criza. Eu am fost contra crizei. Deci, clienții mei sunt cei cu bani. Ei nu au simțit criza. În timpul crizei au continuat să-și comande costume la comandă bine făcută. Și din patriotism depinde foarte mult modul în care se vor raporta la proiect autorităților locale, de sprijinul lor concret
și de atitudinea față de obiectivele proiectului. Dumneavoastră știți mai bine decât mine că care sunt obstacolele birocratice actualmente existente în România, cu care se confruntă orice proiect. Să-mi uit originele ar fi ultimul lucru pe care l-aș face, spune croitorul. Sunt în primul rând român și îmi place să port steagul, tradiția și cultura noastră peste tot în lume, spune Daniel Robu, cel care de curând a dăruit fotbaliștilor din Naționala României, care au jucat un meci amical la Torino, câte un papion tricolor. Maestrul Daniel Robu a îmbrăcat cu elegantele sale costume actori celebri de la Hollywood, pe William Baldwin și Michael Madsen. Daniel Robu va veni în România vineri 3 iunie și va fi prezent în studiourile Roman 24 în emisiunea Interviu cu Flora Ordan pentru a vorbi despre proiectele sale, despre cei 18 ani petrecuți departe de țară și despre reușita sa în lumea modei masculine.